metodologie în vigoare, este recomandată testarea personalului de 2 ori pe lună. Persoanele respective, deci angajații, ei lucrează 2 săptămâni, sunt în centru, 2 săptămâni sunt la domiciliu izolați și noi ne deplasăm și recoltăm aceste probe. Deci o persoană este testată la ieșirea din centru și la reintrarea în centru, de 2 ori pe lună. Indiferent ce prevederi vor mai fi după 15 mai, dacă, adică în sensul dacă se mai păstrează izolarea personalului în centru sau acasă, noi foarte probabil vom continua cu testarea personalului din aceste centre.